Iulia Vătafu, concurentul cu numărul 2 în concurs, va cânta Dragi prieteni în duet cu Mioara Velicu. Uite jocul șefii, cu flăcai și fetii, dai ciucă prin delete, mai bădiță, bădișor. Uite așa se joacă fata și la stânga și la dreapta și înainte și înapoi, mai bădiță, mai. Și roată, roată, joacă, ghine, nu te închide ca din mine, uite pasul, nu te face și lasă fata să joacă. Tot pe lângă poartă și chiuiță tată. Măi bădiță, bădișor, joacă-mă bădiță, că ți-ai dat doriță, sara la portiță. Măi bădiță, bădișor, uite așa se joacă fata și la stânga și la dreapta și înainte și înapoi. Măi bădiță, măi. Și dar și mama câți la joc, mi-ar fa și chelea cu joc. Și dar și cât sunt aici, mi-ar fa și chelea ochiși, mă. Se vrei lăudare și zic cât păzi tare să-ți aud în vale. Măi bădiță, bădișor, și nici nu știa juca, nu știi nici a cânta, la joc neagă și căta. Măi bădiță, măi. Șuvăleleu, șuvăleleu, vai de ghișorușul meu, nu mă las să plec aici până rupă chingașiș. Așa ceva! Bună seara, Mioara bună Velicu! Seara. Bună seara, bine ați venit! Mioara Velicu e aici, Laura Lavric e acolo. Da. De regulă sunteți împreună, peste tot! Da. Mioara este cea mai bună prietena vieții asta mele. Asta ziceam! Și acum sunteți așa, da, o situație azi diferită. Și toată televiziunea română ne-a cuplat. Așa, exact. S-a rămas cuplate profesional și sufletește. Așa, da. În sufletul meu o consider sora mea cea bună. Mulțumesc și eu la fel, Laura. Domnilor, și vă salut pe toți, să fiți sănătoși. Mulțumim, doamne Mioara, pentru susținerea astă seară. Mulțumim și vă mai așteptăm în platou la Vedeta Populară. Draga noastră, să auzim părerea juriului. Domnule Dinescu, cum vi s-a părut momentul? Mi s-a părut că e mai tânără doamna în vârstă decât ea. Se mișcă mai cu zvâc. Păi are experiență, cântă are mai altă... cu haz. Nu am ce să spun nimica despre ea, că nu a existat în preajma Mioarei. La mine e în felul următor. Când omul horește și cântă, nu mai joacă. Păi cum așa? Și atunci dacă când de joc... joacă, de, de joc, da, lăsați-mă să gat. Eu când aud de joc, eu nu vreau să aud glas. Eu vreau să aud vioară, vreau să aud trompetă, vreau să aud clarinet. Dar mă uit la aici la notă. Față de prima probă, și la Iulia, hai să mă duc în sus. Așa, deci. De data asta a fost mult mai bine. Am cântat, am jucat, a fost foarte frumos. Merg așa cu optimism spre proba a treia. Cu tot respectul pentru domnul Leșe, dar aș vrea să-l întreb dacă eu greșesc în momentul când intru în scenă, pot să și cânt, pot să și dansez. E adevărat că pe o doină n-aș putea decât trebuie să stau așa. Dar la joc, domne, hai la joc, bătiță, vin un coace. Păi cum? Cum să zic? Erdegară, fiță, hai la joc, bătiță. Nu pot așa, nu pot așa.